Biserici Armenești din București este semnalată în lucrarea lui Grigore Goilav, intitulată Bisericile. Scriitorul citează la rândul său dintr-o carte apărută la Nuremberg în anul 1688. Acolo este amintită ridicarea unei biserici de lemn de către armenii de rit gregorian și catolic între anii 1400 și 1435. Mai târziu, în anul 1685, Hagi Harulian Amira Hovneaț, un armean cult și bogat din Adrianopole, a construit o biserică de zid pe locul celei de lemn. Un gând divin într-un suflet nevinovat, așa este descrisă noua biserică de Iulis de Marsiac în cartea sa. La începutul secolului 20, Epitropia Bisericii Armene solicită arhitectului Maimarolu întocmirea unui plan de reparații și transformări a bisericii. Licitația pentru antreprenoriat a fost câștigată de Grigore Cerchez. Astfel, biserica veche este demolată, iar la 24 iulie 1911 se așează piatra de temelie a noii biserici, unde, conform ritualului, au fost puse 16 pietre unse cu mir, învelite în pânză de in, așezate pe 16 tăvițe, comandate special. Cei 400 de invitați la acest eveniment au putut vedea actul de fundație scris pe hârtie pergament, iar la plecare au semnat în cartea de aur a bisericii. Pe data de 6 septembrie 1915 a avut loc în București ritualul de sfințire a bisericii armenești, la care au fost invitați să participe episcopul bisericilor armene din Bulgaria, Turian, regele, regina, mitropolitul primat al Ungro-Vlahiei, mitropolitul Moldovei și Sucevei, miniștri și primarul capitale. Fondurile pentru construcția bisericii au provenit din legatul defunctei Duduca Buicliu, din donații, din desfințarea societății Arax, ca și din operațiunile financiare executate de Epitropie între anii 1909-1916. Biserica armeană replică în materiale moderne a catedralei de la Ecmiazin, precum și a bisericilor armene Sisavan, Arduci și Ani, era una dintre primele lăcașuri de cult la care au fost folosite masiv materiale și procedee noi și moderne de construcții. Mișu Rădulescu, specialist în pictura bisericească și profesor de desen, și Petru Remus Troteanu, specialist în decorație artistică, au executat pictura din biserică în stil renascentist stilizat. Pictorii s-au inspirat din maniera academistă, dezvoltată la sfârșitul secolului al XIX-lea și la începutul secolului 20 de Gheorghe Tatarescu. Prezența lui Hristos în comunitatea eclezială și în lăcașul bisericii Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril este sugerată atât prin arhitectura și pictura bisericii, cât și prin actele liturgice săvârșite în acest loc sacru. Toate obiectele din biserică, pictura, ornamentele religioase, nu sunt simple simboluri cu sensul de imagini ale unor acțiuni spirituale, ci reprezintă mijloace sensibile prin care se petrec acele acțiuni, fiind pline de ele, străbătute de ele. Biserica armeană, la fel ca orice altă biserică creștină, își are modelul nevăzut și transcendent în paradisul ceresc, care este împărăția Sfintei Treimi. De aceea, ea nu este o construcție întâmplătoare, nici un centru geografic sau un simplu complex arhitectural, ci reprezintă un centru spiritual, icoana cosmosului și a împărăției eschatologice a lui Dumnezeu.
Prin biserică, comunitatea credincioșilor devine conștientă că în Hristos este neam ales, preoție împărătească, popor sfânt. Această idee este bine reliefată de Sfântul Paul, care scria: nu mai sunteți străini și venetici, dimpotrivă, sunteți concetățeni ai sfinților și casnicii lui Dumnezeu, clădiți pe temelia apostolilor și a profeților cu Iisus Hristos ca piatră de boltă. În el se leagă tot edificiul și se înalță ca templu sfânt în Domnul. Tot în el sunteți clădiți și voi, ca prin Duhul să deveniți o locuință a lui Dumnezeu. Creștinul ce ia contact cu biserica ia contact cu Duhul Sfânt oferit de Hristos cel înviat și este îndemnat să se lase transformat și purtat de acțiunea lui spre gloria Tatălui. Duhul Sfânt, penetrând mădularele trupului lui Hristos, face din biserică un sanctuar viu al lui Dumnezeu, un loc al prezenței și al acțiunii sale mântuitoare. Cunoașterea programului de viață propus de Iisus în predica de pe munte și îmbogățit, dezvăluirea modului în care Iisus și-a trăit viața, adică relația sa cu Tatăl Ceresc și cu oamenii, în același cadru ecleziastic, arată cu prisosință că biserica este cu adevărat locul privilegiat în care Dumnezeu este prezent și activ în lume. Această prezență și acțiune misterioasă și minunată a lui Dumnezeu în lume prin biserică este un semn de speranță neclintită pentru omul de astăzi și pentru cel de mâine.